După ce am cumpărat casa asta în 2002, la scurt timp am pomenit că a venit autoritățile locale și mai să iau amendă pentru ce am făcut o gaură în perete. Se scapă, am zis că așa am cumpărat casa. Am aflat că picturile strecute la patrimoniu. A fost singura greșeală pe care Mihai Andraș a făcut-o, astfel că unele picturi au avut de suferit. Timp de 10 ani, el s-a luptat să țină în picioare casa, care e considerată unică în Europa. A fost și peste graniță să muncească în speranța că va strânge bani ca să împiedice degradarea continuă. Când am cumpărat casa, am vrut să o renovez, să o fac după gustul meu. M-am adus aceste geamuri și mai am și în spate un camion de geamuri din Italia. Geamuri de calitate, de aluminiu, blindată. Singura problemă e că pentru a renova casa, estimată la 150.000 de euro, proprietarul are nevoie de 10 de aprobări, ale căror expertiză costă 1.000 de euro. Chiar reprezentanții statului recunosc că procesul birocratic e complicat. Orice intervenție pe zonă de monument, chiar dacă e numai sit, deci zona de sit de monumente, sit arheologic, trebuie să obțină avize. Și anume, trebuie să facă un proiect, trebuie să-l depună la Direcția de Cultură la noi, trebuie să arate ce dorește să facă. Sătul de birocrație, Mihai Andraș a ajuns la statura de bun samaritean, la stadiul de martor al nepăsării autorităților. Totuși casa stă să pice, dacă pică, cine ia amendă? Pică, încasăm banii pe asigurare și la revedere. Asta e, dacă nu se poate, nu se poate. În acest timp, reprezentanții statului se mulțumesc să împartă avertismente. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții au aplicat în luna martie acestui an un număr de 52 de notificări în cazul imobilelor degradate, atât istorice cât și de locuit. Până și sancțiunile au devenit proceduri prea complicate. Așa se face că o serie de case istorice din Timișoara au fost dărâmate sau lăsate în paragină, în loc să fie refăcute. Cel mai bun exemplu este în zona Fabric din Timișoara, unde casele monument au ajuns adăpost pentru oamenii străzii.